Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou video de Clash Royale, pentru că n-am mai filmat atât de mult Clash Royale. Cred că mereu încep fiecare video cu un pentru că, nu știu, adică de obicei, dacă ar trebui să-mi scot ticul ăsta. Astăzi ne jucăm niște Clash Royale pentru că n-am mai jucat. Iar am zis asta. Cui pasă? Ne vom juca niște Clash Royale, vom face un clip mișto și vreau să începem o nouă serie. Dacă mai vreți episoade în continuare de Clash Royale și vreți să susțineți seria și să postăm cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest clip. Și vreau să... Hai să ieși din clanul ăsta, like, it's fucking useless. Tot ce era acolo și nu primez nimic. N-am clan încă, deci să știți. Dar o să mă bag într-un clan. Vreau să începem o nouă serie. În ce va consta această serie, care după părerea mea este genială? Vă voi pune pe voi să-mi lăsați deck-urile voastre pentru a juca Clash Royale. Deci, practic, am câteva serii în cap, nu le voi spune încă, dar vom începe cu această serie, cu deck-urile abonaților, cum ar veni. Deci voi îmi lăsați deck-urile voastre în comentarii jos, iar eu copiez un deck din comentarii aici. Iar acum vă arăt repede toate cărțile mele. Uite, vă dau buy rarity, ca să le vedeți pe toate. Ca să nu ziceți să joc cu anumite cărți pe care nu le am. Astea sunt legendarele mele. Aici mai sunt și mai am și graveyard-ul. Deci ca să știți ce cărți am, îmi faceți deck-uri în secțiunea de comentarii, iar eu am să joc cu ele în videoclipul următor și am să vă spun numele de CEO celui care mi-a dat deck-ul. Să vedem dacă e bun sau nu deck-ul pe care mi-l dați voi. Dar până atunci, pentru că n-am de unde să iau deck-uri, o să folosim un deck pe care l găsisem, uite aici, bam. O să luăm, un deck de la un player din top, nu știu să zicem, din local. O să luăm de la Reaper, nu știu cine e Reaper, n-am habar. Hai să, deci fix deck-ul ăsta are. Ok, deci e incredibil. Hai să luăm de la Florin ăsta. Da, n-am Night Witch-ul, mulțumesc. Să luăm de la Moaca. Moaca o să-i punem deck-ul, uite aici, deocamdată. Și o să încercăm să ne jucăm cu deck-ul lui Moaca. Dar n-am barbarii upgradați. Da, ok, merge și așa, pentru că o să jucăm la Or 2. Quick match. Hai să băgăm niște meciuri la Or 2, pentru că sunt mult mai distractive, după părerea mea. Băi, puțin stresantă. Adică LED-ul ăsta e ok, dar parcă îmi vine așa în ochi și nu-mi place. Ah, mă rog, hai să vedem. Deci suntem cu Xadrek ăsta, nu știu ce e cu el, adică gen Xadrek, cum facem, frățiorul meu, că ia, dacă vă lasă ăsta microfonul aici. Ok, stați așa, stai așa, că nu e bine. Bam, bag asta. Bam, bag asta. Mamă, gata, s-a terminat. S-a terminat, gata. Dă-i, mă, dă-i. Le dau un zap. Zap. Hai că am dat destul de mult cu ăla al nostru. Serios. Deci chiar am dat destul de bine cu ăsta al nostru. Boom. Ok, hai să punem și noi un executioner. No, ce prost am jucat. Bă, dacă dă executionerul, n-a prins și Wiz-ul, ceea ce e foarte nașpa. Mă concentrez aici, mă lăsați, vă rog frumos. Glumez. Stați așa, că vreau să dau totuși la microfon. Filters. Bam, bam, gain, bam. Bam. Ia, acum ar trebui să se aude. Mamă, să nu fie prea tare. Nu mai încet, totuși. Mama, a apucat să dea, bă, nenorocitul. Ok, fiți atenți. Trimitem un Hog Rider plus un Dalog, pentru că are fix combinația asta cu un Wiz și cu un... Da, și ne mai dă și Tornada și ne-au spart. Ăștia doi sunt clar primit, pentru că se vede în ceea ce folosesc ei. Folosesc chestii mult prea OP. Asta este părerea mea. Hai să vedem, o să punem acum din spate un Executioner. Și cred că totuși ar trebui puțin de tot de la mai tare. Cam așa, cred eu. Bun. Bun, deci avem un Executioner. Nu știu dacă putem porni pe un push. Cred că nu. Mamă, Executioner din nou s-a terminat. N-apuc! Mamă, și atât de mult ia Royal Giant-ului. Mamă, ne-a pus ea de la spate. Ce urât, nu cred. Bă, ne-am dat în turn, dar atâta, că acum gata. Bun. Și o să punem, uite, aici Barbarians. Să vedem cât... Mamă, mi-au omorât toți barbarii, gata. Mega Knight-ul ăla, frate, deci Mega Knight-ul ăla rupe, deci îmi doresc atât de mult cartea. Bine, ce-i drept că Icarus meu era destul de slab, deci se înțelege chestia asta oarecum, dar Mega Knight-ul ăla este killer. Deci cred că n-am cum să o pun cu Mega Knight-ul ăla, cel puțin acum.
Please rate or review. Never, frate, nu mă interesează să dau rate. Hai să jucăm cu deck-ul nostru. Cred că e mai ok. Adică hai să facem câteva victorii, zic și eu. Hai cu Wichu. Hai cu Wichu. Hai să-i dăm cu Wichu. Nu, stai, că aveam altceva acolo. Hai să băgăm Mega Minion, nu știu, poate funcționează. Dar nu, că avem eu un deck genial pe care nu știu dacă vi-l mai amintiți mulți de când făceam eu Clash Royale. Bam, uite ăsta. Ăsta. It was something like ăsta. Din, era și dragonul, cu siguranță, pentru că știu că am și de level 4, că de-aia l-am și upgradat. Așa, ce mai aveam? Aveam micuții ăștia, pentru că sunt foarte importanți, totuși. Bă, cred că aveam și rage, dacă nu mă înșel. Cred că aveam și rage, adică dacă stau să mă gândesc eu bine, rage-ul rupe. Și poate ar merge și un miner în combinația asta, cred. În locul logului. Cred că ar merge și un miner în combinația asta. Și locul la oameni din astea două, cred că aș pune o pompă, știți, pentru pompat. Dar nu merge la ori 2. Deci dacă vreau să joc ori 2, clar nu va merge cu pompa. Deci hai să dăm așa, să vedem dacă merge. Adică nu cred că am prieteni care să joace în momentul ăsta al zilei. Dar este ok, noi încercăm în continuare. Deci, hai să vedem. În momentul ăsta este uraganul afară. Nu știu dacă știți, adică cu siguranță știți, pentru că a fost anunțat peste tot uraganul la nebun. Mamă, n-am ce să le pun. Pot să pun doar în ăsta, că eu n-am ce să pun, frate. Mamă, cât ne dau ăștia. Ok. Mamă, nu mă grăbesc. Și noi avem Wiz de 8, are tipul ăsta, de fapt, nu eu. Bă, deci nu înțeleg ce-i cu lucrurile astea de început pentru push. Deci mi-a dat niște cărți extrem de proaste, zap. Dublu zap, e ok și ăla. Mamă, și acum n-avem cu ce să-i scoatem pe aia. Nu, n-avem. Fuck it. Night și Mega Minionul, hai. Ăștia repede, dar nu scoatem nimica. Ba, am scos foarte puțin. Ok, pune repede dragonul, ceva. No, e turnul jos, clar. Am avut cărți foarte proaste de început. De ce naiba am, nu, îmi dă golemul fix ultima carte? Asta urăsc când mi se întâmplă. Deci pur și simplu urăsc când mi se întâmplă asta. Și am primit și o notificare pe Steam. Bun, hai să dăm de aici, din spate. Uite așa, așa. Se dă din spate cu golem. Ia fi atent. Să pornește de aici, din spate. Uite așa, cu golemul. Zap. Mamă. Zap, ăla e în sfârșit. Așa. Mă rog, zap. Ce ai pus tu acolo? What the fuck, a ratat, bun. Bun, noi venim mai din spate și cu un dragon din ăsta, Inferno. Și acum mai punem și ăștia pentru că știu, că o să, știu cu ce o să vină. E clar, cred că e GG. Cred că e cam GG cum ar veni. E? Și un miner acolo? Dacă dă la loc pe turn e foarte bine. Da, e gâgâ. Good game. Păi e papa. Că și-a dat la loc pe turn, deci practic este win. Mi se pare easy peasy lemon squeezy. Poate mi-am și eu crown chest-ul, pentru că nu cred că l-am luat, parcă. Hai să vedem dacă l-am luat. Apare l-am și luat acum. Deci deschidem noi un crown chest în premieră, doamnelor și domnilor, un gold, un 3 gemuri, Royal Giant, Barbari, Goblin Gang și Heal. Bă, că ar facem heal upgrade dacă vrem să facem asta, dar nu vrem pentru că ne interesează absolut deloc heal în momentul de față. N-avem deck-uri cu heal. Hai să vedem, Jungle Arena, let's go. Deci avem aici și echipa de echipa care vrea să facă ravagii astăzi, deci o să pornim din spate cu un... Mamă, gata, s-a terminat. E bine. E bine, bună. Pornesc eu din spate cu un golem atunci. Da, boss, hai să te văd. Că tu ești dur, știu că ești dur. Hai să vedem dacă e șmecher ăsta sau nu. O să-i dau așa. Bun. Și dau rage. Nu! Respect! Turnul down? Da, turnul down. Bun. Eu zic că am făcut față ușor. Și am avut și aia micuții acolo. Ne-a omorât el prințesa, mă. Îi batem puște de-i stricăm. Dau și un de-asta așa. Noi râdem practic de ei. Le dăm plâns ca să râdem, dacă înțelegeți ce vreau. Bă, totuși ar trebui totuși mai tare un pic ăsta. Mi se n-am auzit destul de bine, știți.
Hai să facem fix așa. Mamă, gata, s-a terminat. Pune un de la să dea cu flăcări. E bine, e bine. E bine, e bine, e bine. Mai în spate acolo, știi ce zic. Hai, Brosef, te-ai dus. Direct rage. Mamă. Am încercat. Ah, s-au îndepărtat fraierii aia. Aia e gândită, e anti-golem chestia aia, pentru că o golemă putea să-i spargă pe toți, spre exemplu. Turnul e jos. Asta este clar. O să pun acolo un minion. Bate-o pe aia repede, repede. Bun, 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 bun. O să plecăm cu un... Ambele turnuri dădea un dragonul meu, frate, serios. Am făcut-o foarte prost. Bă, asta am făcut-o chiar bine. Mega minion. Bate-i pe aia, bate-i pe aia, bate-i pe aia, bate-i pe aia. Bun, trebuie să plecăm cu un golem. Mamă, ce mâini... No, e papa. E papa? Cred că da. Cred că... În momentul ăsta e papa, nu știu, nu-mi dau seama. Ne-au dat săgețile. Da, este papa, aparent. Aparent este papa. Nu, acum e prea tare. What the fuck, nu mai suport chestia asta. Atât. Lasă-l fix așa. Cred că e perfect acum, nu știu. Cred că l-am dat prea tare, dar acum mai de rea. Hai să vedem. Deci este... a fost o înfrângere destul de nașpa asta. Bă, noi nu trebuie să pierdem acum. Come on. Și de ce nu-mi stă și mie pur mai așa? Bun, hai să dăm un quick match. Ultimul quick match de pe episodul acesta. Bă, sper că vă place episodul și că mai filmăm în continuare. Adică, practic, se strâng multe like-uri și lăsați multe de-acuri în secțiunea de comentarii. Bun, hai să vedem. Deci avem aici, ne zice good luck. De ce ne zice good luck? De ce am lag un pic, nu înțeleg. Ah, nu mai e. Ba, da, e ok. E puțin, da. Dar merge. Nu am ce nașpa. Bateți-l pe ăla. Bă, ăsta, Infernal Dragonul, foarte prost. Este foarte încet, se mișcă, să-mi bat piciorul. Bun, i-am scos pe toți aia. Easy. Bun, 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 bun. Deci am dat acolo 2400 din dreapta. Turnul lor din stânga are încă 1229. Turnul nostru din stânga și turnul lor din dreapta are 2400. Zapintos. Ăla-i tati. Wow, nice play right there. Mamă, și-a dat bine și bandita. Bandita, da, bandita chiar mi-o doresc grav. Deci bandita mi-o doresc grav rău. L-a omorât pe ăla măcar, ceea ce mă interesa. Deci cred că a fost ok rage-ul meu. Trebuie să plec din spate cu un golem. Deci altfel n-am șanse, dar nu pot că ăștia tot pușează. Și al meu n-are cum să se apere singur, îl înțeleg și pe el. Eu plec din spate cu un golem, Brosef, nu știu cum facem. N-ai wizard, nu? Mamă, am pierdut-o. Am crezut că are și el ceva să apere. Oscar, ce ai făcut, tati? Fiți atenți, îi dau 2 eu de play with a friend. Hai să vedem. Da, trebuie să mă conectez cu Facebook-ul și nu sunt conectat încă. Nu! Am intrat într-un match solo. Deci ăsta e ultimul match. Am intrat din greșeală, nici măcar nu vreau să mai intru un match. Ok, deci avem un match în plus și este solo, nici măcar nu vreau să... Că nu-i deck cu pregătit. Ah, fuck. Bun, scoate-l pe ăla. Ok. Ghiciți care e ultima mea carte pe care am să o primesc. Logic. Golemul, da, clar golemul. Bun, hai să vedem cum facem. Un pic de rage.
Dar omorâți-l mă pe ăla odată, bă. E bine, e bine, e bine. Și-a dat loc pe tower. Ceea ce înseamnă, da, înseamnă că îmi va da asta. Ok, bun. Bă, nu știu acum dacă putem să pușăm. Nu știu dacă apucăm. Să vedem ce are. Contează mult ce are el. Dacă apuc un puș cu golemul, sunt baros. Da, nu cred că apuc. Vedem acum. Bă, eu încerc. Eu încerc orice ar fi. Bun. M-am așteptat la asta. Dar avem Mega Minionul care va... se va ocupa de Hog. Bun, bun, bun. Mamă, mamă, s-a terminat, ești nebun. Direct. Oh, oh, n-am vrut asta. Fire Spirit, repede. Ăla-i, măi, turnul jos. Nu, no, nu e. Ba! E ok, ok. Eu l-am dat turnul jos, ceea ce e ok. Deci, bun, deci avem practic un turn jos. Hai să vedem acum cum ne apărăm. Eu tot o să... M-a luat cu dăștia aici, nebun. Nu! Aia a fost la limită, frate. Deci aia a fost la limită. Nu tu! Repede, 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 repede! Mamă, deci mă concentrez maxim în momentul ăsta. E concentrarea de pe lume, e de bun. Nu știu dacă... nu cred că... na, e grav. A venit, mi-a pus de ăla, mă, mi-a pus, păi m-a bătut. Da, m-a bătut. Da, m-a bătut. Avocat destul de bune împotriva deck-ului meu. Ce mă enervează ăștia care râd la final. Copii, dacă jucați Legendary, nu râdeți la final. Dacă bateți pe cineva, pentru că e cel mai nervant în locul, credeți-mă, și este cel mai stupid. Pur și simplu, e... urăsc chestia asta, eu, nu știu. Bă, mulțumesc mult de tobeanții acordată. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!